Autoritățile române au răspins cererea de extradare a jurnalistului turc Camil Mircaia, angajat al publicației Zaman România. Decizia a fost luată astăzi de Curtea de Apel București, după ce autoritățile turce au cerut extradarea acestuia în baza unui mandat de arestare emis de Procuratura din Antalya. Ziaristul a fost acuzat că este membru al mișcării conduse de Feitulah Gülen, un cunoscut opozant al regimului condus de președintele Turciei Recep Erdogan. Publicația Zaman România a susținut însă că jurnalistul Camil Mircaia și-a făcut doar datoria de ziarist și că a scris despre abuzurile puterii de la Ankara. Ziarul la care lucrează jurnalistul turc a salutat decizia instanței. România, țară membră a Uniunii Europene, dovedește astfel respect pentru drepturile omului, pentru democrație și pentru libertatea de exprimare. Decizia rămâne definitivă nefiind contestată de niciuna dintre părți. Ziarul Zaman mulțumește tuturor ziariștilor români, ONG-urilor și politicienilor care au susținut cauza ziaristului Camil Demircaia, cărui singură vină este aceea de a-și face meseria cu onestitate și cu respect pe adevăr, a scris astăzi Zaman România, care a acuzat faptul că Ankara a început din vara lui 2016 o vânătoare a ziariștilor și a tuturor celor care se opun regimului totalitar al lui Erdogan. Ziaristul turc locuiește în București împreună cu soția și fiul său în vârstă de 10 ani. Peste 7.000 de români au semnat o petiție împotriva extradării jurnalistului Camil de Mirkaya.